Bine ați venit, sărut mâna! Săruna, dați-mi voie să vă salut întâi familia. Bine ați venit, mua, și dați-mi voie să-l salut pe emeritul regizor Octavian Zunila. Salut, mulțumesc că m-ai invitat. Da, m-am gândit, te uiți la etichetele mele. Mă uit că nu ți-ai scos etichetele, nu, așa. Nu, crede-mă că aș vrea să le scot, dar mi-a zis filmul că dacă le dau jos e jale. Am înțeles. Nu se dă jos nimic. Pe copii, ce faceți? Sasha, hello? Noroc, hello, ce faceți? El știe că dacă n-are la valier nu poate să vorbească, știi? Normal. Sasha, tu poți să joci într-un film cu Harry Potter. Uite, seamănă cu Harry Potter, dacă dă o baghetă. Harry Potter e preferatul ei. Ha, salut, eu sunt Cătălin, ce faci, Eca? Bine. Arăți foarte bine, foarte cool, îmbrăcați așa, mi se pare firesc. Săruna, unde vrei să luăm loc? La masă. Și fii atent, uite ce am pentru voi și niște jambon pregătit special de Rareș. El l-a adus, el îl taie. Haide, luați un loc. Bun. Rareș, haideți să facem un felul următor. Adu-l aici pe pupitru ca să, păi nu, ca să te descurci bine, să ai loc. Are loc familia? Are loc. Perfect. Are loc, am venit lângă tine aici ca să. Cum spuneam fiu ceva mai mână. Devreme, emeritul regizor Octavian Strunilă alături de noi astăzi, corect? Ciucă, da. Poți să mergi până la servis, te rog mult de tot. Uite-mă aici. A, servis cu da, cască. Da, dacă se poate, la servis. Nu, nu, la servis, nu, merge, crede-mă, du-te un pic. Servis! 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 No, exact. Pentru că avem și niște materiale pe care oamenii o să le vadă cu tine din perioada Inimă de Țigan. Copii, voi știți serialul Inimă de Țigan? Nu, e ok. O să aflați niște lucruri noi despre tatăl vostru astăzi. O să cunoașteți mai bine. Ei sunt altă generație, știi foarte bine cum evoluează lucrurile și cum se schimbă. Am încercat să le arăt, dar e ca și cum le-aș arăta Charlie Chaplin, știi? Adică e la fel. Orică e Chaplin, orică sunt eu acolo, tot aia e. Da. Adică e ceva vechi și 4x3. E ceva vechi, dar totuși nou pe TikTok, pentru că pe TikTok, dacă stai să te gândești, secvențele din Inimă de Țigan rulează bine de tot. Asta poate să ne spună ei. Că... Au TikTok? Perfect, avem servisul, s-a rezolvat ea. Mă duc aici 10, merge. Perfect. Hai să vedem. Ce zici că ne-ai pregătit? Ce secvențe? Stai, să arăt imediat secvențele, dar tu îți dai seama că în 2007 ei nu erau născuți. Când în 2007 ei nu erau născuți și abia ne cunoșteam eu cu Ana în 2007 spre 2008, așa. Adică eram chiar înainte de a fi măcar în planuri. Da. Atunci. Da. Să vorbim și cu emerita soție a emeritului regizor, pentru că și ea este balerină și coreografă. Da. Corect? Da. Sunt. O familie de artiști. E o familie de artiști, mai ales că cei doi... Vorbeam cu soția imediat, repede, pe cum... Era soția pregătită să zică ceva și el imediat așa... Da, același lucru voiam să spun, că Octavian cu regie, producție, actorie, eu coreografie, dans și Eca acum a intrat la tonița... Deci, nu știu, noi sperăm scenografie, dar acum... Deci artistă. Da. Perfect. Și Sasha? Și Sasha se pregătește și el tot pentru tonița. Bravo, mă, foarte frumos. Lui Sasha știu că îi place muzica mult, nu? Nu, mie îmi place. Eu am încercat să-l deturnez către muzică, uitându-mă la Andra și la succesul pe care l-are, am zis că e mai bine în zona respectivă. Dar se pare că el a avut mai multă energie de mic și s-a ridicat împotriva mea și a zis, nu vreau muzică, e mult de studiat, eu vreau să desenez cum desenează Eca și cum modelează toată ziua. Vreau și eu la școala asta. Exact, ca sora mai mare. Da, și atunci îl pregătim în direcția în care își dorește. Nu îl obligăm să se ducă în altă direcție, pentru că poate cine știe, peste ani și ani... Super tare. Se întorc lucrurile. Copii, deci voi pe tati nu l-ați văzut Inimă de Țigan, dar în vreun film îl știți ca numele unui personaj? E bine. Ok, deci. Adevărul că eu m-am și lăsat de actorie de vreo 10 ani. Exact. Adică exact de când s-au născut ei m-am cam lăsat de actorie, știi? Da, mă, dar se uita în arhivă. Nu, dar m-am văzut pe scenă. Adică la spectacolele noastre săraci au fost chinuiți. Stau în sală și stau și văd același spectacol de 10 ori, de 15 ori. Dar să cunoască mai mult de pe internet ei acum. Eu să cunoască, da, o să mă cunoască de pe internet și acum, mai ales că am văzut că ați rulat în promo niște materiale, o să mă cunoască și de aici. Haide, vreți să vedem? Că poate acasă nu mă luăm în serios. Merge treaba, băieți, acolo? Ia uite. Vă și pe chirurgii noștri, imediat vă servim cu ceva jambon adus special de Georgiana Lobons, dar haideți să vedem niște imagini care fac, cum spuneam, ravagii pe internet, acolo unde Octavian Strunilă juca în Inimă de Țigan. Și erai, cine erai? Stivenu. Cu accentul ăsta, neapărat. Stivenu, ia. Ce faci, fă? Și pe unde dracu să ia la dracu, că cine mai văzut mă vădă
Tifene, îmi faci un serviciu? Unde te duci? Pe modul sub bac, nu vrei să facă serviciu? N-ai zbătă, să facă serviciu? Hă? Luigi? Hă? Pace și-a pas tu, mă! Fiule. E moment în viață când femeia e irascibilă și n-o bați, aștept să-i treacă și pe urmă o bați în pământ. Că dacă o bați când e irascibilă, tu poate că ești băut, ori bolnav, ori obosit, ori sfrijit și te bate de țuna așa în cap pentru că nu mai judecă. Doamne Dumnezeule, deci e culmea deci că... e din altă lume. Da, e de pe alt pământ, adică e de pe câți alt pământ acolo? Tot ca al nostru. Cred că sunt 14-15 ani. Copii, l-ați văzut pe tata, l-ați recunoscut? Acum 15 ani. Nu era băiatul cu cravata de da. Aur, deci... Nu, sunt 15 ani, dar știi ce e culmea? Că nu-ți amintești... eu nu mi-amintesc când am filmat scena asta, adică a dispărut pur și simplu din capul meu. Total. Nu ți-aduce aminte că te-ai luat, aminte când s-au tras am mult, filmat s-au tras asta. Nu mi-aduc aminte că a existat, având 1000 și vreo 50 de episoade am socotit eu cât am filmat în viața mea. Îți dai seama că zilnic, de dimineață până seara, de luni până vineri, nu numai 4 ani aia, că au fost și serialele dinainte, adică Iubire ca în filme, da, toate cam 4 Numai ani Iubirea, au fost 8 ani, 7 ani, da, au fost. Atunci de toate. De toate, da. Nu-ți mai aduce aminte, adică, dar Steven, e într-adevăr, da. Steven, zic, a fost vreo 4 ani, Steven. Stevenul 4 ani a fost, 4 da. 4 ani. Și încă lumea îmi spune pe stradă că au văzut aseară un episod din Inima de Țigan, adică unde îl mai văd, eu nu știu, că se dă în reluare, că îl văd ei pe net, nu știu, dar în continuare am rămas. Nu, Oana, am rămas. Tu știi, erați atunci împreună? Atunci l-am cunoscut, da, când filma la Inima de Țigan. Deci, te-ai cucerit, nu-l mă, era știam, star. Nu-l știam deci deloc cum? De la televizor. Nu că... cred, bă, cum sunt chestiile astea, nu știam, mă, deloc la televizor. Da, da. Deci când apărea Inima de Țigan la televizor, era cel mai mare. Eu eram balerină, student, știi, la unei ATC, eram student la unei ATC, lucram în București, lucram și în Constanța. Nu aveam, și nici n-aveam, că nu au studenții de la arte, de cine au televizor în casă. Am înțeles, da. Și când l-am cunoscut prin Adrian Ștefan, că aveam un prieten comun, eu lucram cu Adrian Ștefan, Adrian Ștefan lucra cu Octavian. Nu mă lăsați să cum te-am cunoscut. Nu, tot nu, am avut spectacol într-o seară cu Adi Ștefan la... Știi ce? Să fac o paranteză, știi, îmi place. E ca la Georgiana cu Rareș. Georgiana ține într-un fel minte cum s-au cunoscut, Rareș în alt fel. Așa și la voi. Tu ții într-un fel minte, Oana ține minte în alt fel. Nu, tot așa. Asta e și povestea lui, nu? Dar eu nu mai țin minte. Asta e și povestea. Ia stai că avem și pe Nașu imediat. Avem pe așa, da, și am avut spectacol, am ieșit după spectacol cu, mă rog, toată gașca din teatru, Adi Ștefan l-a chemat și pe Octavian și, mă rog, și acolo este partea frumoasă a poveștii, că Octavian vorbea și vorbea mult. Ca de obicei, da? Exact. Da? Eu... că na, era, vorbea mult, era el așa... Se dădea Stevenul, ăla de la masă. Și zic, bă, am simțit așa că, băi, parcă m-aș face observată să mă vadă, dar în același timp simțeam că, băi, las că parcă simt că am timp să fiu observată. De... Nu, păi că el când nu, că spectacol el... Acolo? El când face așa pentru toată masa lui cu priviri, cu după aia. Dar după aia a întrebat unde sunt, ce așa, m-am trezit cu el la cafele, pe unde știa el că îmi beau eu cafelele. A început să te urmărească. Nu, da, după aia a fost efort din partea lui. Consum. A avut de muncă. Dar primul sărut? Că copiii pot să-s curioși să afle. Când s-a pupat mami cu tati prima dată? Da, asta nu cred că mi-amintesc. Ba da, la... nu cred că voi mai ia, era... cum îi zicea înainte? Ăla de lângă cămine. Era un club Why Not și nu acolo... Nu Why Not, ai, era altcineva la Why Not. Nu, ăla de lângă cămine de acolo, mă rog. Max. Nu, era mai pe rock, mai pe covere, parcă așa. Da. Becker Brau, cred că îi zicea, că acolo tot mergeam și... Da, eram foarte aproape, da.
Și acolo ți-a furat primul pupic. Da, chiar l-a furat, pe ăla da. Chiar l-a furat. Hoțule. Intrăm în niște detalii amintești. Despre care uite, aș putea... Ia uite el. Ce faci, domnule? Uite, în pădure. Ești în pădure? S-a oprit. Aude cu întârziere, da, așa e nașul. Tot timpul aude cu întârziere. Nu, nu, așa merge netul. Ia uite-l pac și face tot felul de fețe. Se oprește conexiunea pe ecran și are tot felul de fețe. Da. Gata. Ia uite că arată foarte bine. Arată. Ce faci, domnule? Ha? Ce? A? Da. Ce? Da? Nu te auzim, Paul. Ba. Foarte interesantă discuție. Haide că restabilim, noi Paul, te resunăm noi. Te resunăm noi. Pregătește-te pentru spectacol până una alta, mai ești repetă. Ești din pădure. Gata, e bine, hai. Hai da. Că încercăm să restabilim legătura. Ciucă, nu vrei mai bine să treci la partea tehnică, e la jambon, Ciucă, al meu, e nebun. Hai să-l sunăm pe Paul Greta, crezi că poate să iasă în curte undeva să ridice mâna un semnal? Stai că acum sunt și cu ce sunt. Ia așa, Ciucă, perfect. Poate, spart tableta. Gata, hai că rezolvăm, vorbim și cu nașul. Deci copii, tatăl vostru, ați aflat, Steven. Da. Bătăuș Maxim. Da? Mai vreți să vedeți ce se gândesc cu el? V-am convins că e talentat? Da. E talentat. Eca, ia stai să dau microfonul și Eca. Eca, știi că tatăl tău e super tare actor, știi? Da. Te enervează câteodată? Așa e cu regizorii ăștia, înțeleg, da. Dar vreau să fii sinceră cu mine. În casă, cine e regizorul? Cine dă indicațiile? Știi că regizorul totdeauna dă indicații. Da. Cine? Tot el? Nu. Ok. Deci, ok? Da. Deci, cel mai bine. Nu, eu astăzi la emisiune trebuia să nu am microfon. Trebuia să stau aici și să îi lași pe ei să vorbească despre mine. Ce-mi place mie, mie îmi place mult de tot chestia asta. Vorbești tu mult la emisiune aici, ești regizor, nu știu ce, și acasă, de fapt, nu mai vorbești atât de mult. Păi nu mai ai cum, pentru că acolo sunt alte lucruri. Nașule, ce faci? Gata. Acum nu mai ai sunet. Dar ești frumos, rău de tot. Așa cum ai fost, inițial. Acum merge, hai că dă-i un pic mai tare. Ce faci? Bă, Paul, ești, bă, în curte să avem internet semnal. Păi ia, mai ești mai la fereastră, știi cum e? Te duci întotdeauna spre fereastră. Da, numai că semnalul lui e de la wireless. Ia. Wi-Fi. Ia, deschide și geamul. E frig. Hai mă, deschide, e frig. Lasă un pic că trebuie. Ia, ieși un pic de geam, ia. Acum e bine. Zi, sunt Pauli Pate. Apăsa-mă pe microfon. Nu. Cere să dea drumul la internet. E chiar momentul ăla înainte să vină factura, știi că înainte să vină factura cade netul, știi? Hai să... Ia, hai să hai că venim la tine, lasă, stai acolo. Să mergem prin toată casa, hai să vedem. Hai să mergem prin toată casa. Hai că până la urmă dăm de semnal. E o modalitate, da. Stai să-ți. Ajungem până la urmă să spunem unde e semnal. Până la urmă... Dă-mă de semnal. Da. Perfect. Ia, e mai bine? Un pic, mai jos. Bă, dar știi ce vreau să te întreb? La tine, la școala online, cum se descurcă copiii? Pe buze am citit perfect, n-au nicio problemă. Bă, dar ideea e că acum merge bine imaginea și... Dar nu merge sunetul. Păi ia, vezi, poate ai apăsat pe microfon. E bine, mă, la școala online. Nu, mai încearcă, Paul, în curte, serios, nu se aude. Vrei să ne repare Sașa, că el este meșterul în ăsta. Te rog frumos, repară Sașa conexiunile, dacă poți, Sașa. Sașa. Ne-ar ajuta mult de tot. Da. Paul, fii atent, du-te în curte, încearcă ceva. Ieși de pe rețeaua casei. Exact. Ai dreptate. Intră pe rețeaua ta de pe telefon. Că nu consumăm mult. Suntem în Uniunea Europeană. Nu consumăm mult, nu suntem în Republica Moldova aici. Da. Suntem tot aici. Încă... Încă transmite din România. Bun, până căutam semnal cu Paul și tot am ajuns la nașul, voi doi v-ați căsătorit pe plajă. Noi doi ne-am căsătorit pe plajă pentru că asta a fost dorința Oanei. Da, o să vină încoace. Deci în jumătate de oră ești la noi, te așteptăm. Ia, stai mă, că este omul aia, prieten. Ia. Ia. Ia mă. Am venit pe strada ta. Salut, Paul. Nu, frate, e culmea. Bă, dar unde stăm? Poți să ieși în Otopeni. Auzi, poți să ieși de pe rețeaua ta?
Adică să ieși de pe Wi-Fi și da. Să-i... Da. A, ești pe 5G? Oh, bravo! Oh! Rupi! Uite, de la lemnele alea, deci la el merge cu lemne, ai văzut? 5G-ul e pe bază de lemne, pe centrală, pe lemne, uite. Care are wireless cu lemne? Wireless cu lemne, da, nici da. Acolo. Mai da, pune pe foc, mai bagă pe foc niște lemne să meargă wireless-ul ca lumea. Bă, rasuie-te pe lemnele alea sau în copac undeva. Jur dacă nu. Suie-te pe aia, pe tăia. Da. Suie-te. Într-un copac? Ia, suie-te într-un copac. A, mă, bă, până la urmă reparăm și conexiunea asta. Ia, stai, ia uite. Fii atent. Pe gard! Ce? Nu știu, nu. Tu ești regizor, trebuie să citești pe buze. Zice că picior de play.ro, spectacolul nostru. Băi, avem spectacol, eu cum mă descurc cu tine? Avem spectacol pe 27, avem la Timișoara, pe 25 avem Teatrul Mephisto, picior de play, să mai spun? Urcă-te undeva! Hai mă, că se urcă omul, caută da. Până la urmă. Până la urmă o să fie... Ia! Zic ceva! Zic că de văzut, tu te vezi, de auzit, nu te... Nu auzi, mă, nene, nu e, bine. Deci nu, e ceva... Paul, știi ce? Te așteptăm în lumea noastră, în 2021, unde avem de toate. 5G, 4G, serios vorbesc. Poate l-au păcălit care 5G de fapt. Da, i-au dat 2G. Hai că mai vedem, Paul. Perfect. Te sun eu după. Te căutăm noi. Tu mai caută un loc, nu plecăm, rămâi aici. Acum ai înțeles de ce nu primești telefoane pentru casting? Nu te cheamă ăștia la casting. N-ai semnal. Adică el se plânge, da? Nu? Bă, nu mai sună telefonul. Nu mai cheamă la filme, da, dar el n-are semnal, da. Dar i-ai dat vreun rol în Perfect Necunoscut? Da, are rolul de host. N-a avut cum să aibă un rol, că era prea tânăr și prea frumos, după cum vedeți. Da. Și atunci a fost cel care a prezentat making of-ul, adică ia interviuri actorilor pe platou și așa mai departe. Perfect. Și va face filmul filmului el. Ia mașina și plimbă-te până găsim semnal, serios. Stai un pic, să zicem, de nuntă. Da. Uite, lăsăm pe Paul cu noi aici. Lăsăm. Noi ne-am dorit foarte mult ca nunta să fie exact așa cum ne-am imaginat-o noi și am amânat-o vreo 9 ani. Dacă spui noi, tu ai decis sau a fost? Eu când spun noi, îți spun Oana și am dorit foarte mult să facă nunta pe plajă, pentru că eu l-am aerului de acolo. Da. Deci, Oana, zi-ne cum a fost. Da, a fost... Dacă ne spune Ipatia acum el. Zi, Oana. A fost... Ia. Ia. Nu. Ia, dacă te auzim acum? Nu te auzim, Paul, nu te auzim. Nu e bine, rău. Ia, hai că acum te aud. Ia zi. Bine, bine. Așa. Pe pa, Paul, nu merge. Hai, pa! Nu e bine. Ne auzim. Da, pa. Ne auzim. Bun, hai să vedem. Bine. Zi. Uite asta. Iată, mă. El a închis pe nașul. L-am închis, gata. Nu mai suna, Paul. Da, a fost la mare, că mie îmi place foarte mult la mare. Am amânat nunta pentru că voiam să fie ei doi destul de mari cât să-și amintească de nunta. Am zis că, ok, dacă n-am putut să fie atunci când am zis prima dată că e, atunci hai să așteptăm să crească ei și să-și aducă aminte, să fie nunta și un moment de care să-și aducă deci și ei aminte. Deci din 2008 până în 2017? Da. Numai o secundă să vedem. Copii, voi ce vă aduceți aminte de la nuntă? La mare. La mare, atât. Ok, nu eram vacanță la mare. Și tu Eka, ce ți aduci aminte? A fost fain. Îți aduci aminte meniu? Era meniu pentru copii? Da. A fost ok? S-a... Tortul a fost mare? Nu am ajuns la tort. Nu, tortul a venit undeva pe la 4-5 dimineața, că toată lumea se plângea. Durau până dimineață, la 5, nu ca acum. Adică am fost la o nuntă săptămâna trecută și s-a terminat la ora 7:30. Deci copiii mergeau la culcare pe vremea aia. Da, și nici nu era pandemia atunci. Da, păi tocmai de aia nu era pandemie. Da. Dar am avut rulotele lângă restaurant, iar ei n-au stat în restaurant. Ei au stat așa, acolo cât a fost slujba religioasă, apoi s-au dus la rulote și au stat cu gașca de copii. A fost inedită nunta, într-adevăr. A fost o nuntă în care am avut rulote și am stat în rulote și restaurantul era lipit de rulote și mirii, într-adevăr, au dormit pe plajă în rulot a doua zi.
Superb, foarte da. Frumos. Iar toți prietenii noștri care au fost la nuntă au fost cazați în rulote sau pe lângă rulote, pe lângă rulote prin apropiere, da. A fost inedită. Treaba acum e mai... Trebuie să știe de ce spectacolul ăsta de teatru, ai zis, se numește... Am un spectacol de teatru care se numește Bărbații la 40, femeile la 43, este cu Leonid Doni din La Serbinți și cu Andreea Mateiu și cu Octavian Sturnilă și mă tot întreabă lumea, știi, când te vedem și noi în diaspora, uite acum se poate, pentru că pe picior de play.ro și Teatru Mephisto o să fim pe streaming live pe 15. Pe 15 Perfect. Noiembrie o să fim live... 25. Pe 25, scuze, 25 noiembrie pe picior de play.ro și pe Teatru Mephisto toate detaliile. Dar știi ce mișto e? Că ești în casele oamenilor live și exact în momentul ăla poți să te uiți. Adică ca la un meci de fotbal. Dar poți să te rog ceva? Da. Să nu folosi streamingul de la Paul? Nu, nu-l folosim de la Paul. Hai, că vă mai aduc un prieten imediat, dar până atunci, ia, bă, dar nu trebuie să-l tăiați, mă, pe tot azi. Mai aveți și mine invitați.